Bună ziua, dragi prieteni, sunt Doru Căstăian, e joi, prin urmare vin astăzi către dumneavoastră cu o nouă propunere la rubrica dedicată cărții de pedagogie. Nici cartea de săptămâna aceasta nu va fi propriu-zis o carte de pedagogie, deși e, după părerea mea, cartea unuia dintre cei mai importanți pedagogi pe care au avut științele umaniste și științele neumaniste, matematice, fizice, în secolul 20. Mă refer, evident, la Stephen Hawking și la o carte pe care vi-o prezint săptămâna aceasta și de care mărturisesc că mă leagă destul de multe, pentru și fie și pentru simplu fapt că eu sunt traducătorul ei în limba română. Răspunsuri scurte la marile întrebări este ultima carte pe care Stephen Hawking a scris-o. E o carte care, vrând nevrând, nu cred că autorul și-a propus în mod expres chestiunea aceasta, dar chiar și fără să-și propună, Hawking ne-a lăsat o carte care are, evident, o anumită valoare testamentară. Probabil că niciun alt text al lui Stephen Hawking, un mare profesor și un mare popularizator de știință, nu găsim mai bine sedimentat și cristalizat spiritul acesta care, sigur, ne-a fermecat pe toți, care ne-a spus fiecăruia dintre noi câte ceva și care, cu siguranță, nu ne-a lăsat indiferent. Stephen Hawking este probabil cel mai cunoscut om de știință al secolului 20, alături de, sigur, de Einstein, de, știu eu, Niels Bohr sau de alte mari nume ale gândirii fizice. Răspunsuri scurte la marile întrebări e o carte care, mai mult decât în alte dăți, lisează și culisează masiv la limita dintre știință și filozofie, pentru că nu e așa, chiar dacă nu putem trece printr-o translație simplă de la gândirea științifică la cea filozofică, totuși lucrurile pe care știința fizicii ni le-a arătat despre noi și despre univers în ultimele decenii și în ultimele secole nu ne-au lăsat indiferenți și ne-au făcut să regândim mari idei, mari sisteme care ne-au orientat de-a lungul veacurilor. În răspunsuri scurte la marile întrebări, Hawking privește mai puțin către trecut, analizează cu oarecare îngrijorare și cu oarecare interes prezentul, însă se gândește în primul rând la ceea ce va urma pentru umanitate. O umanitate căreia, sigur, el nu-i mai aparține fizic, dar care îl are pe savantul britanic întotdeauna și pentru totdeauna în patrimoniul ei cultural. Există Dumnezeu, cum a început totul? Există și altă viață inteligentă în univers? Putem prezice viitorul? Ce se află în interiorul unei găuri negre? Posibilă călătoria în timp? Vom supraviețui pe Pământ? Ar trebui să colonizăm spațiu? Ne va depăși inteligența artificială? Și, în fine, un ultim capitol despre cum modelăm viitorul. Am să vă las să descoperiți singuri frumusețea, profunzimea și caracterul profund persuasiv al acestei cărți, post-pre și post-fațată de către oameni care au fost aproape lui Stephen Hawking. Mă refer aici, sigur, la Eddie Redmayne, la Kip Thorne și, nu în ultimul rând, la fiica acesteia, Lucy Hawking. O carte în jurul căreia vreți să fiți, e o carte pe care o veți citi cu multă plăcere, iar pentru noi, pentru profesori, cred că e un bun instrument pentru a ne impregna de un anumit spirit și de un anumit mod de a face lucrurile. De o anumită tradiție Hawkingiană, dacă îmi permiteți să spun așa, a decantării și a transmiterii a ceea ce este mai valoros și mai interesant în spiritul uman către generațiile care vin. E o recomandare pe care o fac atât cu mintea, cât și cu sufletul și de aceea îmi doresc, mi-aș dori foarte mult ca această carte să ajungă și în bibliotecile, dar și în inimile dumneavoastră. La revedere pe săptămâna viitoare!